Capitolul 19. Unde aflăm că Bocăneț vine și pleacă după voia lui și a lui Dumnezeu din cer. Un ostaș venit de la Centrul de instrucție a dus într-o bună zi vestea că Bocăneț s-a cerut pe front. Cât ai clipi? Ca o zarvă mare s-a întins peste toate rezerva regimentului. Telefoanele zbârnăiau la batalioane și la companii, agenții de legătură colindau șanțurile și adăposturile, iar ofițerii își vesteau unul altuia o bucurie de neînțeles. În toată lumea asta veselă și glăgioasă care flutura numele lui Bocăneț ca pe un stindar de mare eveniment, doi oameni se simțeau ne la locul lor. Eu și cu sergentul Iancu. Eu pentru simplu motiv că habar n-aveam cine e Bocăneț, iar sergentul Iancu, fiindcă îl cunoștea prea bine. De aceea se vede a fost așa de supărat de vestea venirii lui Bocăneț, încât, fără să mai ia seama cine e pe lângă el, a ghezmuit irreverențios soarta care nu lăsa în pace nici pe coclaurile astea. Decât dacă durerile personale ale lui Iancu mă interesau mai puțin, m mă interesa foarte mult. În primul rând, se dovedise un personaj senzațional și, în al doilea rând, neștiind nimic de dânsul aș fi fost, o sândit vreme de două săptămâni să nu pot lua parte la veselia regimentului întreg, nici să înțeleg toate hazurile care cutremurau de râs pe ofițeri, pe gradați, pe soldați și pe ordonanțe. În câteva zile, închinate investigațiilor mele asupra lui Bocăneț, am aflat destul despre dânsul ca să-l pot descrie și eu la rândul meu. Bocăneț era ostaș de pace. Arătos nu era el de felul lui. Ba din potrivă, un flăcăiandru potrivit de stat, cu fața spintecă și arsă de soare, cu ochii nepăsători și blajini, la drept vorbind, cam prea nepăsători și prea blajini, dar în totul un băiat de treabă și liniștit pe care nimic și nimeni nu putea să-l scoate din vorba lui domoală și mersul lui încet. Căci așa Târie brâu cum era el, nu-i păsa de nimeni în regiment. De nimeni în afară de colonel și de domn sergent Iancu. Aceste două grade îi impuneau și le respecta. Respecta adică oamenii de sub ele, căci în mintea lui gradul în sine nu însemna nimic. Pe semne că ori disprețuia abstracțiile, ori nu ajunsese încă la ele. Decât aceasta e o chestiune care îl privește și nu o să căutăm noi explicații acolo unde nici bocăneți nu poate să le dea. Se pare însă că alte grade nici nu știa. La urma urmei, de ce să le știe? Spunea unii că n-ar fi putut să le învețe, dar asta nu se poate discuta atâta vreme cât Bocăneț n-a vrut să le învețe. Și n-a vrut, fiindcă nu avea nevoie de știință altor grade în mijlocul trebilor lui militărești. Căci, iată, ne ajungem la cheia tuturor lămuririlor. Bocăneț avea în regiment o slujbă specială. Era îngrijitorul câinilor de la mitraliere. În calitatea asta, era singur stăpân pe capul lui și pe capul câinilor lui. Cine ce avea cu slujba lui și cu slujba câinilor lui? Doar colonelul care îl vizita și sergentul Iancu, care dădea de mâncare. Ca semn distinctiv al acestei îndeliniciri singulare, Bocăneț purta, cu o mândrie foarte puțin ascunsă, un lanț de câini trecut ca o leduncă de paradă și își îngăduia să nu salute pe nimeni, să nu asculte pe nimeni și să nu se ducă decât acolo unde socotea el că e mai prielnic lui, slujbei lui și câinilor lui. Auzind aceste toate, s-ar părea că Bocâneț era un om mândru. E exagerat. Mândria lui Bocâneț nu era, ca să zicem așa, o mândrie născută, ci făcută. El venise de acasă modest și supus, mândria lui era mândria meseriei lui. O lunecare firească în jocul atribuțiilor și al răspunderilor. Deci, ca să precizăm, nu era un om mândru, ci un om mândru de treburile lui. Și aici avea dreptate din toate punctele de vedere. Ideea să se înhame câini la mitraliere era importată din țări străine. O primă superioritate ca un galon de aur. Iar îngrijirea unei haite întregi, unde chelălăia la bătaia, nașterea și moartea au alte norme decât cele ursite muritorilor de rând, însemna nevoia unui talent special și a unei priceperi speciale al doilea galon. Dar vine acum galonul al treilea și cel mai însemnat. Viața o stășească e viață de război numai din când în când. Regula se rășluiește în pacea bună a căzărmii cu cazanul ei cu tot și în sclipirea rară și senzațională a parăzilor, bătute în cadență, în nasturi lucitor și în muzică de alamă. Despre asta Bocăneț știa lucruri însemnate și avea o vedere specială întărită încă de constatările lui ulterioare. Parada e fără îndoială lucrul cel mai frumos din lume, dar soldații, cai, drapele și fanfară vede omul oricând. Câini înhămați la mitralieră nu se văd pe toate drumurile. Prin urmare, o singură secție vărâtă într-o brigadă atrage strălucirea parăzi întregi. Că Bocăneț avea dreptate în judecata lui, a dovedit-o și colonelul când l-a bătut pe umăr la 9 mai și i-a spus: Mâine, soarta mea e în lanțul tău, Bocăneț să arăți lumii ce poți. Și Bocăneț a arătat. Mai întâi, de cum au prins să cânte cele două fanfare puse de-a dreapta și de-a stânga tribunei, câinii lui Bocâneța au început să chelălească și să se zbuciume. de au adunat lângă ei tot norodul târgului înghesuit, ca la o zi mare ce era. Vărăți unii între alții, ori risipiți cât îi țineau hamurile, câinii mitralierilor se arătau hotărâți să strice cu totul orarul oficial al defilării ca prin farme, când se zbuciumul s-a oprit. În mijlocul celor câteva zeci de limbi roșii, a apărut un omuleț domol, cu o cuvincioase la adresa unor dobitoace așa de neînțelegătoare. Câinii, năpustiți în două lave pe dânsul, și-au transformat larma într-o mișcare înzecită de cozi vânturate viu, ca evantaliile cu coanelor nădușite de pe trotuar. Bine mă grivei! Apoi tocmai tu care ești mai bătrân, și tu, roșcato? Hai, păi te mai las eu la paie. Și tu? Să nu mă faci că zic una de râde toată paradia de tine. Și tu, urâtule, te dau pe mâna generalului, de-ți plâng de milă. Și vorbind cu ei ca la niște tovarăși înțelegători, l-a descurcat hamurile, i-a pus la rând cu el și a trecut marțial prin fața tribunei, în aplauzele înfocate ale boierimei și în chiuiturile copiilor, cocoțați pe case și pe copaci. Se zice că generalul a făcut haz mare de câinii lui Bocăneț. Decât pe oșteanul nostru, nici capul nu l-a dărut. Mai întâi și întâi, fiindcă nu l-a văzut pe general și în al doilea, chiar dacă l-ar fi văzut, tot nu avea de ce să-i pese, fiindcă nu știa ceea ce ia un general. Și pe urmă, Bocăneț nu s-a ocupat în viața lui de oamenii pe care nu-i cunoștea personal. Așadar, Bocăneț venea pe front. Acest lucru ceruse cu strășnicie ca pe un drept al lui, după cum o odinioară, Ceruse țipând comisiei de recrutare să-l dea la armată. Și izbândise și acum, cum izbândise și atunci. Peste câteva zile, telefoanele au zbârnit din nou gureșe. Fraților, Bocăneț a sosit. La ce companie să te dau Bocăneț? L-a întrebat colonelul. Răspunsul a fost limpede și scurt. La don Sergent Iancu. Și ca întotdeauna s-a făcut pe voia neînfrântă a lui Bocăneț. Iată-l dar în plutonul meu vestit din vreme de fericirea care mă așteaptă, stau în buza șanțului de comunicație cu toți gradații mei și pândind sosirea omului zilei. Urcă încet pe cărare cu halam agentul de legătură și se duce pușcă la Iancu pe care îl salută militerește corect, trântind călcâiele. Trăiți, domn sergent! M-am dat la dumneavoastră! Oarecum stingerit, Iancu mă arată. Uite, bocăneți! Dumnealui e domn elev al nostru. Bocăneț se întoarce la mine, o clipă, apoi dă din cap ca și când ar zice, nu are decât să fie. Iancu stăruiește. Mă, Bocăneț, dumnealui e mai mare peste noi. Bocăneț a făcut scurt un râs de două silabe. <laughs> apoi a smârcăit din nas, l-a șters pe mâne ca mântălii și a pornit sus pe deal deasupra tranșei. Nu pe acolo, mă, te văd nemții și te împușcă, i-a strigat gâlcă. Bocăneț a răspuns iar cu, hă, hă! și a strâns din numeri. Cu mare greu l-a convins să intre pe șanț. A trebuit tonul ridicat al lui Iancu și o anume făgăduială în ochii lui, pe care Bocăneț a înțeles-o surprinzător de repede. Am adormit în seara aceea târziu și l-am visat pe Bocăneț, mare cât un uriaș, cu lanțul de gât, cu droia de câini după el, umblând teleleu pe parapetul tranșei. Și în vreme ce eu făceam zadarnice sporțări să strig și nu-mi ieșea niciun sunet din gură, se făcea că bocăneț zâmbitor și ironic își scotea liniștit din piele gloanțe mari nemțești. Firește că mă vedeam veșnic cu bocăneț de-a lungul tranșeilor, dar hotărât lucru, prietenia lui nu puteam să o câștig ușor. Mă privea, mă asculta, răspundea monosilabic și mi întorcea spatele neturburat ca să se ducă la trebile lui. Soldații făceau haz. Decât pe mine, de ce n-aș mărturisi eu acum? Îndărânicia asta mă necășa. Oricât de opac era el, era ciudă că nu găsesc o mică portiță să pătrund în inima aceea simplă față de viața care aveam oricum destulă răspundere și eu. Dar când disperasem să-l mai cucerez vreodată, prilejul s-a ivit, fără voia mea, într-o întâmplare de toată ziua. Se împărțiseră rățigări și Iancu, obicei vechi, vârâse mâna în porția lui Bocăneț. Fără să știu nimic, doar ca să-mi fac de vorbă cu dânsul, l-am întrebat într-o doară. Ție ți-a dat țigări? Mm? Și de ce? Așa. Pentru el o fi fost un motiv, dar nu era și pentru mine. Eram supărat. Ascultă, bocănețe, ia adu-te și spune sergentului să vie încoace. Dacă i-aș fi cerut să-mi aducă luna pe pământ, încă n-ar fi făcut ochii pe care i-a făcut. Auzi ce spun eu? Mhm. Mm Hai, du-te. Măți. Ți-i frică să nu te bată? A ridicat din număr. Spune-i că chem eu, auzi? Spune-i că cheamă domnul elev. Na. Ești un prost. L-am jinit că mi-a dat din cap. Apoi dacă vorbește așa, și-a dat să plece. Am țipat. Să stai aici. Porunca l impresionase. A clipit de câteva ori și n-a mai priceput nimic. S-a lăsat jos pe prispa crenelului cu ochii la mine. Când s-a întors soldatul pe care îl trimisesem după aceea la sergent și mi-a spus că Iancu vine numai decât, Bocăneț s-a uitat lung la mine, m-a măsurat de sus până jos și abia într-un târziu a îndrăznit. De ce l-ai chemat? Să-ți dea țigările. Bocăneț a sărit în sus de parcă l-ar fi mușcat un șarpe. Să nu-i spui de țigări că te bate. Ce? Supărarea mea l-a încremenit. A șoptit. Să nu-i spui de țigări. Dar sergentul a venit în goană și l-a întrerupt. S-a oprit scurt, țăcănindu-și și salutând, mai reglementar ca de obicei, fiindcă mă simțise supărat. Și prilejul știa el bine că îmi dă destule. Trăiți, domelev! Cei cu țigările lui Bocăneț? Iancu a niște viclenine ca să se explice. Eu pufneam. Cât îl privește pe bietul Bocăneț, nici nu mai sufla. O fi ceva din vorbele pe care le-am spus oare? Nu cred. Se uita când la mine, care eram pali de mânie, când la Iancu, care se făcuse ca sfecla de încurcătura în care îl vârâse mica lui potrogărie pentru câteva țigări. Ca pedeau să i-am luat la Iancu toate țigările bune pe care le avea, și am umplut cu ele buzunarele lui Bocăneț. Ce a fost în creierul lui, nu știu, dar știu că în clipa aceea mai o stășește ca oricând a lipit călcăile de a sunat pădurea și a spus tare să se audă până peste deal. Trăiți, domn! Căci deci mai departe n-a știut niciodată. A făcut apoi stânga împrejur ca la cazarmă, a plecat doi pași și s-a oprit, privind lung în urma mea, până ce nu m am mai văzut prin coturile tranșei. Era ca și când Bocăneț și-a descoperit pe Dumnezeu. Numai că în ziua aceea eu, care dorisem așa de mult clipa de atunci, nu mi-am dat seama că berința mea însemna uciderea lui Bocăneț, așa cum înseamnă mai totdeauna descoperirea lui Dumnezeu.